prezenta povestea acestei clădiri, wow, care s-a luminat odată cu acest clip. Și o să vă prezint povestea din spatele acestei clădiri și, bineînțeles, povestea miței biciclista. Această poreclă a rămas o expresie des întâlnită până în prezent. Mița biciclista a fost o femeie extravagantă, o curtezană din perioada interbelică a furat inimile mai multor bărbați, dar în primul rând regilor Ferdinand al României, Leopold al Belgiei și Manuel al Portugaliei, care a cerut-o de nevastă, dar ea a refuzat. Și dacă vă întrebați de ce această femeie pe numele ei real, Maria Mihăescu, a sucit mințile multor bărbați cu stare, ei bine, s-a remarcat prin unicitate și nonconformism. A fost prima femeie care s-a plimbat cu bicicleta și, datorită acestui fapt, a fost nevoită să poarte și pantaloni, dar mulați din catifea. Totodată a fost prima femeie care a intrat în apa mării îmbrăcat în costum de baie, fiind interzis în acele vremuri. Coafura sa era excentrică, având părul blond și scurt. Nu era o oarecare damă de companie, ci era școlită în străinătate. Casa Mița Biciclista din prezent i-a fost dăruită de regele Ferdinand. Pe lângă acest palat avea trăsură, mașină cupe și servitori din Polonia. Servea masa doar în oraș, la Ten Palace. Printre amanții săi îi putem menționa și pe Nicolae Grigorescu și Octavian Goga. S-a căsătorit în cele din urmă cu generalul Alexandru Dumitrescu și se spune că atunci când generalul a rămas fără bani, Mița își îmbrăca soțul în haine murdare și îl trimitea la cerșit pentru a-i întreține în continuare capricile. Dacă v-a plăcut povestea, vă invit să comentați dacă ați văzut și voi casa Mița Biciclista.